Și voia Domnului este mântuirea noastră și a caselor noastre. Voia Domnului este sfințirea noastră și ne rugăm din toată inima ca Bunul Dumnezeu să împlinească această voie binecuvântată în casele noastre. Amin. Și noi să putem spune ca omului Dumnezeu Moise de odinioară, când se pregătea să părăsească țara Egiptului și primea de la faraon așa câte o târguială să plece fie fără animale, fie fără neveste, fără copii, și omul lui Dumnezeu spune nu. Noi tot ce e al nostru și familiile noastre și copiii noștri și tot ce ne-a dat Dumnezeu, vom ieși din țara Egiptului, vom merge înspre Canaan și acolo îl vom sluji pe Dumnezeu. Și eu doresc din toată inima ca Bunul Dumnezeu, în călătoria aceasta în care ne aflăm pe pământ, să ne ajute să mergem până la capăt. Și tot ce este din familia noastră să intre în Canaanul Ceresc. Amin. În seara aceasta aș vrea să rămân în aceeași temă pe care fratele Oni a prezentat-o înaintea noastră și mi-am intitulat mesajul care cred că l-am primit din partea Domnului, m-am rugat și i-am cerut Domnului să-mi dea câteva gânduri care să le împărtășesc împreună cu noi toți, care în primul rând să se îndrepte spre mine, spre familia mea și apoi spre dumneavoastră care sunteți în locul acesta, și l-am intitulat în felul următor: Îmbogățește-ți Fiul față de Dumnezeu. Îmbogățește-ți Fiul față de Dumnezeu. Sigur că când ei vor crește mari și vor fi oameni la casele lor, își vor face deciziile pe care ei le vor alege. Fie vor alege să asculte ceea ce au fost învățați de acasă și vor fi fericiți, fie vor alege să-și întoarcă spatele la ceea ce au fost învățați de acasă și aceea va fi spre nefericirea lor. Sau fie nu vor avea ce să-și aducă aminte de acasă. De aceea, în această seară, aș vrea să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu și fiecare dintre noi care avem datoria de părinte și Dumnezeu ne-a investit în slujba aceasta de părinți, să ne îmbogățim fiii față de Dumnezeu. Însă, ce mi se pare interesant în toate cazurile acestea pe care fratele Oni le amintea, unde au fost oameni buni, oameni care l-au slujit pe Dumnezeu, într-o diferită măsură fiecare dintre ei, totuși, la un moment dat, Dumnezeu are ceva de reproșat fiecăruia dintre ei. Eli era un om care nu își permitea să facă ce făceau fiii lui. Bancă când a auzit că săvârșea lucrurile acelea grozave, grosolane, la un moment dat au spus, nu se cuvine să faceți în felul acesta, și i-a mustrat oarecum. Însă ce este interesant, după mustrarea lui, după ce vede și el că lucrurile nu sunt bune, totuși Dumnezeu trimite un proroc și printre altele îl mustră pe Eli și spune: și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai tare decât mă cinstești pe mine? Dacă ar fi fost mai întâi mesajul acesta din partea Domnului și apoi mustrarea pe care a avut-o Eli, aș fi spus că Eli și-a pus la inimă cuvântul lui Dumnezeu și încearcă să îndrepte situația din familia lui în măsura în care se mai poate. Dar omul acesta se uită la situația lui familială și vede carul dus la vale cu totul. Își dă seama că undeva a falimentat, își dă seama că lucrurile nu sunt bune, nu-i de acord cu ceea ce fac fiii lui, dar totuși Dumnezeu, care pătrunde până acolo unde nu poate pătrunde ochiul omenesc, până în cel mai întunecat ungher al inimii, se uită la bărbatul acesta, la preotul acesta și îi bagă de vină că deși nu-i de acord cu ceea ce fac copiii lui, totuși el îi cinstește mai mult decât îl cinstește pe Dumnezeu. Și acesta
este un semnal de alarmă, în primul rând, pentru mine, care sunt un tată tânăr, dar și pentru dumneavoastră, care sunteți părinți și Dumnezeu v-a binecuvântat cu copii. Să ne ferească bunul Dumnezeu să ne idolatrizăm fiii și fetele noastre. Să punem la un loc mai înalt decât ajungem să-L punem pe Dumnezeu. Pentru că atunci ne facem vinovați față de Dumnezeu și ratăm scopul pe care Dumnezeu îl are cu noi și familiile noastre. Samuel era un om deosebit, binecuvântat, care a crescut la casa, la cortul întâlnirii. Însă nu știe exact care a fost problema acestui om când spune că fiii lui nu călcau pe urmele lui, întrucât se dedau la ceea ce Samuel s-a ferit toată viața. Pentru că el, când își încheia alergarea, spune în fața poporului: acum cercetați-mă și vedeți de la cine am luat mită, cui am luat măgarul, cui am luat vreo posesiune, am râvnit la haina cuiva, am râvnit la argintul și la aurul cuiva, și poporul a putut să răspundă în unanimitate: ești nevinovat. Purtarea ta a fost o purtare sfântă și deosebită. Numai că băieții tăi nu calcă pe urmele tale și lucrurile care tu le-ai urât, ei și le însușesc în viața lor. Și știți că mie situația aceasta de mai multe ori mi-a dat de gândit, pentru că fiecare dintre noi ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu în măsura în care ne cheamă Dumnezeu și încercăm să o facem cât de bine. Cine cântă își dă silința să cânte cât de bine spre slava lui Dumnezeu. Cine predică își dă silința să predice cât de bine spre slava lui Dumnezeu. Că iesă sau nu iesă, asta e partea a doua. Dar el dorește lucrul acesta. Cine vine la adunare în locul în care l-a așezat Dumnezeu, își dă silința și vrea să fie plăcut lui Dumnezeu. Dar se prea poate că poate omul acesta binecuvântat, Samuel, era prea ocupat. Spune Biblia că în fiecare an făcea în conjurul Mițpei, la Rama, acolo unde era casa lui, făcea o tură prin tot Israelul și judeca poporul lui Dumnezeu ca să facă dreptate și să îndrene poporul la bine. Însă știți dumneavoastră că munca aceasta spirituală poate să ajungă și ea foarte, foarte istovitoare? Pentru că Moise, omul lui Dumnezeu, la un moment dat ajungea să se consume prea mult. Ajungea să nu mai facă față nevoilor care erau în popor. Și socrul lui vede problema aceasta și spune: ce faci tu nu este bine. Te istovești pe tine, te obosești și pe tine și poporul acesta pe care îl judeci. Urmează în sfatul și așează așa cum te sfătuiesc oameni care să facă lucrarea lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu este amplă. Se desfășoară pe multe laturi. Și spunea omului Dumnezeu Nemia, văzând pericolul care vine și cerând poporului cu o mână să țină mistria și cu o mână să țină sabia, și spune în felul următor: lucrarea e întinsă, e amplă, zidurile sunt mari. De aceea fiecare dintre voi să lucreze în așa măsură încât să fie atent și la sunetul trâmbiței când va suna să vă adunați la noi. Ca împreună să ne unificăm, împreună să ne unim și să facem față vrăjmașului și atacurile celui rău. Dar știți dumneavoastră că de multe ori, în munca pe care noi putem să o facem în lumea aceasta, pentru lucrarea lui Dumnezeu, să fim atât de concentrați pe unelte și pe ceea ce trebuie să facem, pe îndatoririle noastre, pe lucrarea care trebuie să o facem fiecare, că de multe ori riscăm să fim prinși în lucru, nemai ținând seama să auzim glasul lui Dumnezeu și trompeta lui Dumnezeu stă gata să sună. Și cei care vor fi găsiți gata și pregătiți vor fi răpiți acasă. Ce folos ar fi ca cineva să fie plâns în lucru și în lucru și să neglijeze lucrurile spirituale sau familia sau altceva și să piardă scopul acestei chemări a lui Dumnezeu? Și eu mă rog din toată inima ca bunul Dumnezeu pe toți să ne înțelepțească. Să lucrăm spre slava lui Dumnezeu, dar să veghem și asupra celor ce se întâmplă în casele noastre. De multe ori prea multă oboseală ne face să respingem poate copiii care ne-a dat Dumnezeu. Nu acum, dragutate, eu sunt obosit, am avut o duminică grea. Nu acum, fata mamei, mama e atât de obosită, nu se poate ocupa. Și lucrul acesta, azi și mâine, poate să ajungă la un moment dat să ne coste și
să curgă lacrimi și bunul Dumnezeu să ne păzească. Știu de un frate care era foarte implicat în lucrul Domnului și la un moment dat fata lui, ajunsă la liceu, începuse să primească ceva avansuri de la niște băieți care nu erau pocăiți. Și fata aceasta, ea vrea să se păstreze curată, nu vrea să aibă de-a face cu băieți din lumea aceasta. Dar a încercat să se apropie la un moment dat de tata ei și fiind foarte ocupat, nu acum, draga tati, tata nu are timp, uite acum vin frați la rugăciune, uite acum suntem foarte ocupați. La un moment dat, fata aceasta a spus, tată, dacă n-ai timp pentru mine ca fata ta, să ai timp pentru mine ca una din oile tale. Sunt și eu membră în adunarea pe care o păstorești sau sunt și eu parte din adunările la care mergem. Te rog să mă asculți în problema mea pe care o am. Și omul acela a realizat că are nevoie să se oprească și în dreptul familiei lui. Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să lucrăm, dar Dumnezeu ne cheamă la nivelul la care suntem. Dacă unul, de exemplu, este un om care nu se va căsători niciodată, va fi un om care va putea mai amplu să se implice în lucrarea lui Dumnezeu. Sunt și oameni care sunt foarte capacitați de Dumnezeu și reușesc să se implice la un nivel foarte, foarte înalt în lucrarea lui Dumnezeu, dar nu toți sunt așa. Însă ce este important, fiecare dintre noi să înțelegem lucrarea la care ne cheamă Dumnezeu și să nu uităm, frați și surori, că Biblia, cum spunea un frate, nu începe cu marea trimitere. Biblia începe cu așezarea în familie, începe cu niște bărbați care erau patriarhi al lui Dumnezeu, care au primit din partea lui Dumnezeu o poruncă, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și apoi ajunge și marea trimitere. Pentru că nu-i de mare folos să mă dăruiesc total în lucrare și de cealaltă parte să îmi neglijez familia. Și lucrarea aceasta trebuie făcută cu multă înțelepciune și fiecare trebuie să fie înțelept. Este foarte sensibilă, pentru că trebuie să găsești balanța și echilibrul acela. Cât te implici ca să fie Dumnezeu mulțumit și totuși familia ta să fie binecuvântată și foarte ușor poți să treci balanța dacă nu ești atent. Și lucrul acesta în viitor poate să ajungă să mă coste sau să te coste. Și zic din toată inima, Dumnezeu să se îndure de noi. David era un împărat binecuvântat, un om după inima lui Dumnezeu, care a scris mulți psalmi, care a avut o vastă experiență cu Dumnezeu, dar despre un fiu, Adonia, spune cuvântul lui Dumnezeu că nu l-a mustrat niciodată. Pe lângă că nu l-a mustrat pe Adonia, a mai avut și alte probleme care au intrat în familia lui în urma păcatului care l-a săvârșit, urmând să plătească cu viața acelor patru copii ai lui, așa cum el însuși a rostit sentința, fără să știe că despre el era vorba. Iată omul după inima lui Dumnezeu care înregistrează eșec la nivel de familie. Și atunci îmi dau seama ce responsabilitate avem noi înaintea lui Dumnezeu. Și mă rog din toată inima bunul Dumnezeu să se îndure de noi și să ne binecuvinteze. Investește în copilul tău în așa fel încât să-l îmbogățești față de Dumnezeu. E drept că toți am dorit copiii noștri să o ducă mai bine decât am dus-o noi, nu? De altfel, degeaba poate cei mai mulți am venit în Canada, mai tineri sau mai bătrâni, să avem o viață mai bună, să avem niște oportunități mai mari și copiii noștri să nu aibă ceea ce, să aibă ceea ce n-am avut noi. Uitând că în sine acesta poate să fie un pericol care poate să ne îndepărteze și pe noi și pe copiii de la fața lui Dumnezeu. E normal să doresc copilului meu să aibă în viață. E normal să văd, să îl văd într-o stare binecuvântată, să nu ducă lipsă de nimic. N-aș fi fericit să văd copilul meu ducând lipsă. Dar totuși Dumnezeu este în control. Însă nu aceasta este menirea noastră sau ceea ce ne-a încredințat Dumnezeu să facem, să ne vedem copiii înălțați într-o stare înaltă, socială sau materială și pierduți de la fața lui Dumnezeu. Ce mai degrabă ei să fie câștigați pentru cer și apoi, de ce nu, bunul Dumnezeu să le dea din belșug, să aibă și ei și tot neamul lor. Amin. Dar vreau să vă aduc o comparație puțin din lumea business-ului sau lumea de afaceri, măcar că nu sunt nici om de afaceri, nu am nici așa mulți bani și nu sunt în măsură să vă învăț, dar e ceea ce am auzit și eu de la alții.
În lumea business-ului există un fenomen care se poate observa. Orice afacere, orice business are un moment de naștere, are un moment de creștere, are un moment când ajunge la punctul culminant și apoi ajunge în declin, mai devreme sau mai târziu. Și așa se întâmplă și este ciclul pe la care toate afacerile ajung să treacă la un moment dat. Sunt mulți factori care pot să influențeze declinul unui business. Poate să fie o cădere economică, poate să fie inflația, poate să fie interesul înalt. Sunt atâtea lucruri care pot să influențeze declinul unui business. Însă, ceea ce mai poate influența există este faptul când acolo sus, la conducere, se fac schimbări. De bună oară, un om a muncit pe coate și pe brânci și și-a sacrificat întreaga viață ca să investească într-o afacere, să aibă ceva, să ofere de lucru altora, să o ducă și el bine, să o ducă și cei din jurul lui bine. Și omul acela ajunge să investească ore nedormite, nopți de-a rândul, resurse financiare. Ajunge să investească toată priceperea lui, toate studiile lui, tot ce omul acela are în forță și putere să investească, omul acela ajunge să investească. Și treaba merge bine, până când la un moment dat se poate întâmpla ca omul acela fie să treacă din viață, fie să se pensioneze și acolo la conducerea acelei afaceri să apară un fiu neinițiat. Un fiu care nu înțelege ce a fost sudoarea tatălui. Un fiu care nu știe ce a costat pe tatăl să investească, să ajungă la punctul în care a ajuns. Și realitatea arată că de multe ori, în business-uri de acestea, unde ajung fiii neinițiați, acolo începe să apară declinul. Fie mai mulți frați, cum au fost în zona aceasta în care trăim, nu se mai înțeleg, ajung în judecată și din cauza aia business-ul rămâne nefăcut și se pierde. Fie că au alte scopuri și nu urmăresc scopul pentru creșterea acelei lucrări și toate acestea sunt lucruri care aduc la distrugerea acelei afaceri pentru că nu există acolo o persoană inițiată care să poată duce mai departe. De bună oară, dacă ne gândim puțin la companii mari, cum ar fi Ford, care reușește să supraviețuiască de atâția ani, în faptul că odată ce omul acela se pregătea să treacă din viață, numai că și-a pus fiul lui peste ei, a pus pe cineva care să vegheze cu putere de autoritate peste ei și deciziile lor să fie în beneficiul companiei ca ei să nu meargă în declin. Și se pare că a funcționat până în ziua de azi. Însă, să ne uităm puțin din punct de vedere spiritual. Se întâmplă o familie cu o bogată zestre spirituală. Să fie acolo copii care să vadă multe experiențe în viața părinților. Să vadă rugăciuni, să audă lucrări, să audă prorocii și în sine, în ei, să se dezvolte fenomenul acela că sunt dintr-o familie binecuvântată și pe barba părinților oarecum vor fi și ei binecuvântați. Ba, unii mai spun și versetul acela și din pricina părinților ei sunt iubiți, ei sunt aleși. Lăsând să treacă responsabilitatea care Dumnezeu o cere fiecăruia să ajungem la momentul acela de inițiere, care este punctul acela al nașterii din nou, al întâlnirii noastre cu Dumnezeu, și o persoană de aceasta care să aibă o zestre bogată spirituală, la un moment dat, fie prin trecerea părinților din viață, fie prin creștere și dezlipire de la cuibul părintesc, să ajungă să încalce o pereche de papuci care sunt prea mari pentru el și să nu-i poată duce. Sau să îmbrace o haină care este prea mare pentru el și să nu o poată purta. Și acolo ajunge să fie probleme. De bună oară, mulți din bogații lumea acesteia care au ales doar să dea mai departe averea lor, conturile lor bancare, copiilor care au venit, aceștia fiind neințiați, n-au făcut altceva decât i-au distrus cu mâna lor. Însă înțelepți au fost aceia care au știut să inițieze pe copii, să-i canalizeze în așa fel încât ei înșiși să ajungă să-și facă averea lor
proprie. Și aceasta este calea cea mai bună. Și sigur mă refer din punct de vedere spiritual. Copiii noștri trebuie ajutați să ajungă până în punctul acela în care ei să aibă experiența lor cu Dumnezeu. Ei să fie la un moment dat maturi, să primească din partea lui Dumnezeu și să fie astfel îmbogățiți față de Dumnezeu. Și aici este datoria mea ca tată, datoria dumitale ca tată și a oricărei mame care este în locul acesta, cum alegem să investim în copiii pe care ne-a dat Dumnezeu, ca ei să fie bogați față de Dumnezeu. Pavel Apostolul spune aici în cartea 2 Corinteni, capitolul 12, iată că sunt gata să vin a treia oară la voi și tot nu vă voi fi o sarcină, căci nu caut bunurile voastre, ci pe voi înșivă. Ce-i drept? Nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinții lor, ci părinții pentru copiii lor. Și eu voi cheltui prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui în totul pe mine însumi pentru sufletele voastre, spune Apostolul Pavel. În primul rând, frați și surori, ceea ce trebuie să fac eu și fiecare din locul acesta, trebuie să sădim în inima fiilor și a copiilor noștri importanța bogăției spirituale. Mai presus de orice posesiune materială, datoria noastră este să îi îndreptăm înspre bogăția spirituală, amin, Dumnezeu să ne ajute. Uitați ce spune Apostolul Pavel, voi cheltui din ale mele și pe mine însumi pentru sufletele voastre. Copiii noștri, în primul rând, mai presus de nevoia materială care o au, mai presus de nevoia fiziologică care o au și noi le purtăm de grijă așa cum putem, copiii noștri au o nevoie sufletească. Și nevoia aceasta sufletească nu poate fi pusă cu nimic altceva, pentru că la un moment dat spune vorba aceea înțeleaptă că în inima fiecărui om este un gol de forma lui Dumnezeu. Și golul acela nu se poate umple cu nimic altceva. De bună oară nu poți să umpli un pătrat cu un cerc. Nu poți să umpli un cerc cu un trapez și așa mai departe. Fiecare formă are nevoie de conținutul specific care să fie umplută. În inima omului, spune Eclesiastul, că Dumnezeu a sădit gândul veșniciei. Și omul înscris în genetica lui, așa cum l-a făcut Dumnezeu, este într-o căutare și cel puțin o dată în viață se întreabă ce este dincolo de viața aceasta pământească. Oare totul este pentru pământul acesta sau este ceva și dincolo când ajung să închid ochii? Și în primul rând, nevoia copiilor pe care ne-a dat Dumnezeu, mai presus de o nevoie pământească, mai presus de o bogăție bănoasă care am putea să le dăm, este nevoia sufletească. Doamne, conștientizează-ne Tu de lucrul acesta. Pentru că nevoia aceasta nu poate fi umplută cu nimic altceva. Pentru că în Luca 12 spune Domnul Iisus despre un bogat a cărui țarină rodise foarte mult. Și el la un moment dat, neștiind ce să facă, a zis în sine însuși, vorbea cu el, voi dărâma grânarele și hambarele care le am. Voi zidi altele mai mari, acolo îmi voi îngrămădi toate posesiunile mele materiale și apoi voi zice sufletului meu, suflete, ai multe avuții strinse pentru mulți ani. Mănâncă, bea și veselește-te. Și Dumnezeu îi dă verdictul. Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul înapoi. Omul acesta nici măcar nu a realizat, pe lângă faptul că Dumnezeu e acela care i-a binecuvântat câmpurile lui și a lăsat ploaie peste ele ca ele să se dezvolte, n-a realizat că tot ce a primit a fost din partea lui Dumnezeu, ajunge în ignoranța și în confuzia în care trăiește să creadă că poate înlocui nevoile sufletești cu lucrurile materiale. Și spune, suflete, bea și mănâncă. Dar de când bea sufletul nostru vin? De când mănâncă sufletul nostru grâu? De când îi dăm sufletului nostru hrana aceasta materială? Ce să facă sufletul cu aceasta?
este pentru trup, dar nu pentru nevoia interioară. De ce? Pentru că sufletul nostru are nevoie de Dumnezeu. Sufletul meu are nevoie de post, are nevoie de rugăciune, are nevoie de întâlnirea cu Dumnezeu. De aceea, oamenii care ajung să facă multe, multe eforturi pe care noi nu le vom face niciodată, că poate n-avem finanțele lor, problema sufletului tot nu se rezolvă. Că dacă s-a rezolvat prin bani, sunt atâția filantropi care trimit bani în Palestina cum n-am trimis noi niciodată. Dar totuși, ascultați nevoia sufletească, răscumpărarea sufletului lor este atât de scumpă că nu se va face niciodată. De ce? Pentru că omul nu poate fi răscumpărat cu bani. Sufletul poate fi răscumpărat doar cu o viață de Dumnezeu. De aceea a trimis Dumnezeu pe Fiul Său să moară pentru noi. Înțeleg eu ca tată în familia mea nevoia sufletească a copiilor mei? Înțeleg că mai presus de un PlayStation care aș vrea să îl dau cadou, mai presus de un laptop, de o tabletă, de un telefon de ultimă generație, orice aș putea să-i dau, să-l îmbucur, o mașină care să-i aducă bucurie, înțeleg eu că sufletul lui are nevoie de Dumnezeu? Că dacă înțeleg asta, Dumnezeu mă va ajuta să mă concentrez în primul rând pe nevoia lui sufletească și apoi celelalte vor veni la pachet. Doamne, îndură-te Tu de noi. Spune acolo cu Domnul Iisus în Luca 12, vis-a-vis de bogatul acesta neînțelept și concluzia, tot așa se va întâmpla și cu cel ce nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne cheamă pe noi să ne îmbogățim față de El. Nu neapărat față de semen sau față de lumea aceasta, dar să ne îmbogățim față de El. Sunt diferite comori pe care oamenii pot să le aibă pe pământul acesta. Poate să fie comoara aceasta a posesiunilor materiale. Poate să fie bogăția față de Dumnezeu. Dar știți că mai poate să fie și o altă comoară care nu o doresc nimănui. Și zic din toată inima, Dumnezeu să ne păzească. Uitați-vă în Romani, capitolul 2, versetul 5. Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptii judecăți a lui Dumnezeu. Oamenii, prin purtarea lor, pot să-și adune o comoară. Dar nu e o comoară binecuvântată, că e o comoară de mânie. Dar fratele Ioni citea versetul 4. Să ne uităm la bunătatea lui Dumnezeu și să observăm că ea ne cheamă la pocăință. Doamne, ajută Tu! Amin! Să ne îmbogățim față de Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune în mai multe locuri din Scriptură cum ar putea fi această îmbogățire față de Dumnezeu. De bună oară, spune Apostolul Pavel în cartea 1 Timotei, capitolul 6, versetul 18. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Dacă te uiți într-o perspectivă omenească, când tot dai și dai și dai, aparent risipești. Aparent împrăști tot. Însă, când se uită Dumnezeu din perspectiva lui dumnezeiască, un om care ajunge să fie bogat în fapte bune față de Dumnezeu, e un om care se îmbogățește față de Dumnezeu. E un om care își transferă bogăția în cer. De fapt, asta îi cerea Domnul Iisus tânărului bogat. Nu problema bogăției era aceea care îl împiedica, ci problema legării lui față de posesiunile materiale pe care le avea. Și Domnul Iisus îi propune transferul de pe pământ în cer ca să nu piardă și să ajungă să fie mântuit și bucuros. Asta înseamnă să te îmbogățești față de Dumnezeu. Să fii bogat în fapte bune, în faptele pe care Dumnezeu le-a rânduit copiilor săi să umble în ele. Oare copiii noștri când primesc câte un cadou de la noi, din suta aia de dolari pe care le dăm, oare le-am spus vreodată, vezi că de aici ar fi bine o parte să fie a Domnului? Vezi că nu tot e a tău? Hai 10, 20, 30, cât vrei tu, dragul tate. O parte e a Domnului, nu e a ta. Am sădit în ei
simțământul acesta ca să facă părtași prin posesiunile lor celor din jurul lui, pentru că dacă facem așa, sădim în ei simțământul acesta să fie darnici, bogați în fapte bune. Dar vedeți dumneavoastră, până să ajungem la bogăția aceasta, din capul locului, ei trebuie să fie bogați în credință. Iacov, capitolul 2, versetul 5. Ascultați, preiubiții mei frați, n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumea acesteia ca să-i facă bogați în credință. Ca să fie bogați în fapte, mai întâi trebuie să fie bogați în credință. Trebuie să fie în credință. În credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Și dacă ajung să moștenească credința aceasta, atunci pot să fie și bogați în fapte. Care este această credință dată sfinților odată pentru totdeauna? Păi dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, încă de la început, vom vedea că ea se manifestă ca un puzzle. O piesă o vezi la un om sfânt, o altă piesă o vezi la un alt om sfânt și punându-le împreună îți trasează imaginea aceasta de credință dată sfinților odată pentru totdeauna. Căci Dumnezeu a împărțit fiecăruia după bunătatea Lui. De exemplu lui Noe, Dumnezeu îi dă o credință să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt că Dumnezeu va aduce o zi a judecății. Câți din ziua de astăzi mai cred în judecata lui Dumnezeu? Nimeni. De ce? Pentru că este mult mai ușor să nu crezi în așa ceva. Să știi că nimeni nu te va trage la răspundere sau la socoteală. Dar vedeți, în credința dată sfinților odată pentru totdeauna, există și compartimentul acesta. O credință care crede într-o zi a judecății. Și pentru noi ca biserică, crede într-o zi a răsplătirii, în care Dumnezeu ne va răsplăti. Pentru ce? Pentru faptele care le-am făcut înaintea lui Dumnezeu. Mergem mai departe, Dumnezeu îi dă lui Avram o altă parte, o credință care crede în învierea morților. Avram credea că Dumnezeu poate să-l învieze pe fiul său din morți. Și spune Biblia, drept vorbind, ca înviat din morți l-a primit. David crede într-o împărăție sfântă, veșnică a lui Dumnezeu. Iacov are o credință dovedită prin fapte. Vedeți, toate acestea puse împreună arată credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Și ceea ce trebuie să facem noi, în primul rând, să dorim, să ne rugăm, să încercăm să implantăm în mintea și în inima copiilor ca ei să ajungă să-L cunoască personal pe Dumnezeu și să moștenească credința aceasta, căci astfel se vor putea îmbogăți față de Dumnezeu. În al doilea rând, frați și surori, ceea ce trebuie să facem noi pe lângă că trebuie să trasăm copiilor noștri imaginea aceasta necesară a bogăției spirituale, trebuie să fiu și trebuie să fii mentorul copilului tău. Spune Apostolul Pavel aici, și eu voi cheltui prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui în totul pe mine însumi pentru sufletele voastre. Pavel spune către corinteni, voi sunteți copiii mei. Eu v-am născut în Evanghelie. Poate că aveți mulți, puteți aveți 10.000 de învățători în Hristos, dar nu puteți avea decât un părinte, spune Pavel, și acela sunt eu, pentru că eu v-am născut. 1 Corinteni 4:15. Și Pavel, ca unul care se considera tatăl lor, se vedea responsabil să investească în copiii lui spiritual și să fie el însuși mentorul lor. Dumnezeu n-a chemat în primul rând biserica să fie mentorul copilului tău. N-a chemat fratele păstor să fie mentorul copilului tău. Dumnezeu m-a chemat pe mine ca tată, te-a chemat pe dumitale ca mamă să fii mentorul copilului tău. Și biserica ajută cu ce poate. Suntem foarte, foarte dispuși să sacrificăm biserica pentru copiii noștri, dar nu pe noi. Să sacrificăm păstorul și familia lui pentru copiii noștri, dar nu pe noi. Să sacrificăm slujbele, cântăreții, prorocii, dar nu pe noi. Să plătească alții prețul acela de mentor, dar nu să-l plătesc eu. Și aceasta este o atitudine foarte greșită care va duce mult, multă durere în familia mea. De ce? Pentru că Dumnezeu, în primul rând, mă cheamă pe mine să fiu mentor în dreptul copilului meu. Pun și eu o întrebare. De ce ar trebui biserica să învețe fata cum se îmbrace? Dar n-are mamă, n-are tată să învețe? De ce ar trebui biserica să învețe băiatul cum să se tundă sau să-și facă freza? N-are tată, n-are mamă?
doar de sub ochii lor ies când vin la adunare. Ar trebui noi să învățăm? N-ar trebui fiecare să fie învățat de acasă? Să fim mentori acolo unde a așezat Dumnezeu? Și atunci când fiecare ne-a face partea așa cum vrea Dumnezeu, îi pace, bucurie și liniște. Când fiecare îi mentorul copilului său. Doamne, ajută-mă pe mine în primul rând și apoi pe noi toți. E foarte interesant, spune Psalmul 128, ferice de omul care se teme de Domnul, binecuvântat de Domnul. Și la un moment dat, versetul 3, partea a doua, copiii tăi stau împrejurul mesei tale. Ei mănâncă la masa ta. E ok, duminică mănâncă la masa Domnului, la masa pe care o pregătește adunarea. Dar luni, marți, miercuri, joi, vineri și sâmbătă, ce mănâncă copiii mei? Ce mănâncă copiii dumitale? Spune aici psalmistul, copiii mei stau la masa mea. Nu stau la masa altuia. Cu alte cuvinte, pe copiii mei îi hrănesc eu. Pe copiii dumitale trebuie să-i hrănești dumitale. Și nu vorbim de mâncarea aceasta fizică, că asta o facem din abundență. Dar vorbim de nevoia lor spirituală. Copiii noștri trebuie să fie hrăniți de părinților. Amin, Doamne ajută-ne! Pe copilul meu, de exemplu, n-are voie să-l hrănească Netflix-ul, din cauza că eu sunt preocupat. Pe băiețelul mic sau pe fetița mică, n-are voie să o hrănească tableta, că mama nu are timp sau are alte de făcut. N-au voie să-i hrănească desene animate. Ok, înțelegem că va veni un moment când poate ești atât de obosit, trebuie să te întinzi un pic și vrei jumătate de oră să stai. Nimeni nu te condamnă pentru aceasta. Dar copilul tău, copilul meu, nu se poate hrăni 5, 6, 7, 8 ore pe zi din telefon, din laptop. Pentru că de-aia ajung atâtea probleme. Și apoi, frați și surori, punem mâinile încrucișați și ne întrebăm, ce facem? Unde am ajuns? Păi cine ne-a hrănit copiii noștri până acum? Dacă copiii mei mi-a dat Dumnezeu, sunt dator să-i hrănesc eu. Copiii mei mănâncă împrejurul mesei mele. Doamne, dă-ne Tu multă înțelepciune și ajută-ne să le oferim, frați și surori, nu doar posesiunile noastre. Apostolul Pavel nu era un om bogat material. N-avea multe. El s-a învățat și în belșug și în lipsă. Dar spune la un moment dat către romani, o, tare doresc să vin la voi, Romani 1:11, că își doresc să vă dau un dar duhovnicesc. Apostolul Pavel avea dar duhovnicesc să dea copiilor săi. Acum, nu suntem noi apostoli. Nu dăm noi copiilor noștri daruri miraculoase, că acelea le dă Dumnezeu. Dar putem să le dăm un dar de binecuvântare în fiecare zi. Domnul să te binecuvinteze, băiatul tate, fata mamei, Dumnezeu să fie cu tine. Putem să postim pentru ei, putem să ne rugăm pentru ei și să le oferim și noi darul nostru așa cum ne ajută Dumnezeu. Sigur că putem să facem lucrul acesta, dar pe lângă dar, Apostolul Pavel spune aici, mă voi cheltui pe mine însumi pentru voi. Să știți, copiii noștri, mai ales cât sunt mici, nu înțeleg ei prea mult din banii noștri. Copiii mei au crezut că eu am cea mai faină mașină din adunare. Și am fost bucuros, bine că voi credeți asta, mașina merge, mașina e bună, e cam veche, dar slavă Domnului Iisus, bine că merge. Dar pentru ei nu au contat. Dar ce bucurie a fost pentru ei când ne-am dus odată la parc, sau când am petrecut un pic de timp cu ei, sau când am făcut un foc seara și am vorbit și am cântat o cântare. Pentru ei e lucru mare. Se prea poate foarte ocupați cu multe lucruri să le oferim banii noștri. Să le oferim de toate din belșug, dar mai puțin pe noi și mai puțin timpul nostru. Și aceasta este un lucru care nu-i place lui Dumnezeu. Dumnezeu să se îndure de noi. Pregătește-ți fiul investind în el pentru când va trebui să intre în societate. Pregătește-l. Va veni o zi când va da piept în piept cu societatea aceasta murdară și necurată. Și pentru ziua aceea, copiii noștri trebuie să fie pregătiți. Dumnezeu spunea lui Moise, când te va întreba fiul tău, să răspunzi așa și așa. Vor veni momente când vor avea copiii noștri întrebări, chiar întrebări teologice care ne vor lua prin surprindere. Lucruri la care poate nu ne-am gândit niciodată. Lucruri care poate și pentru noi în mintea noastră sunt grele de înțeles. Dar să știți, ei pun întrebări. Dumnezeu spunea lui Moise, pregătește-te să știi cum să răspunzi copilului tău. Și acum, frați și surori, nu spun că toți trebuie să fim mari teologi. Nimeni nu suntem. Dar dacă suntem oameni simpli, oameni de caracter,
care trăim așa cum ne vrea Dumnezeu în fiecare zi, citim cuvântul lui Dumnezeu, rugându-ne, Dumnezeu ne va da înțelepciune să știm cum să le vorbim, să știm să îi apropiem și să îi pregătim pentru a intra în societatea aceasta murdară. Nu uitați, Biblia spune la un moment dat în 2 Împărați, capitolul 11, că un fiu mic, Ioas, a fost ascuns de privirile Ataliei ca să nu fie omorât cu ceilalți fii ai împăratului. Și a fost salvat de preotul acela bătrân și de Ioșeba, soția lui, preotul Jehoiada. Dar după ce a fost ascuns copilul acela în casa Domnului 7 ani, a venit momentul când a trebuit să fie pus pe tron. Copiii noștri, sigur, micuți, așa cum însă ei, îi ascundem în casa lui Dumnezeu, îi ascundem în familiile noastre, dar va veni momentul când va trebui să fie scoși în societate, când vor da piept în piept cu societatea aceasta. Și ce-i frumos, când copilul acesta a fost așezat pe tronul lui, spune acolo că pe cap i-a fost pusă coroana împărătească, în mână i-a fost pusă legea mărturiei, cum se cuvenea împăraților, și de-a dreapta și de-a stânga lui erau păzitorii, alergătorii cu sulițe, cu săbii și cu scuturi. Și eu vreau să spun scurt, foarte practic, ce înseamnă aceasta pentru noi. Păi noi suntem fii de împărat. Atalia e sistemul lumii acesteia care vrea să ne omoare copiii și casele noastre. Copiii noștri trebuie păziți în casa lui Dumnezeu și casa lui Dumnezeu trebuie să fie aici și casa lui Dumnezeu trebuie să fie în familia noastră. Dar va veni momentul când ei vor trebui să iasă afară. Când vor ieși afară, copiii noștri trebuie să aibă în mână și în inimă cuvântul lui Dumnezeu, legea, și va trebui pe cap să poarte coroana aceea, care nu este o coroană văzută de ochii lumii acesteia, dar este coroana fiului de împărat. Toți aceia care sunt fii de Dumnezeu poartă o coroană într-un sens simbolic care îi diferențiază de ceilalți oameni. Și în jur sunt păzitorii, alergătorii, părinții, frații slujitori, frații din adunare care veghează și poartă și sabie, și suliță, și scut. De ce? Ca împăratul să poată domni pe tron. Ca noștri copii să poată face față în societate, să nu-i omoare nimeni, să fie bine educați și astfel să ne bucurăm. Și sigur, cum am spus la început, toate acestea le facem în nădejdea că Dumnezeu va încununa El munca noastră. Pentru că, la urmă, va ține de fiecare dintre ei. Ioas, salvat prin minune, a ajuns să moară într-un chip atât de urât. De ce? Pentru că a nesocotit legământul, pentru că nu și-a adus aminte. Noi putem să facem și trebuie să facem, dar toate acestea le facem în nădejdea că Dumnezeu va încununa și va binecuvânta și El însuși îi va mântui. Amin. Dumnezeu să mântuiască toate familiile noastre. Amin.